Bună seara și bine v-am găsit la știrile Accent Info. Autoritățile elaborează un program care va specifica clar etapele de ieșire din criza pandemică. Anunțul a fost făcut de președintele țării Igor Dodon după ședința Centrului Unic de Comandă. Șeful statului a precizat că prima decizie de relaxare va fi anunțată deja în această săptămână, vineri la ora 17:30. Vor fi câteva etape. Prima etapă pe data de 27 aprilie, următoarea pe data de 15 mai, 1 iunie și cel mai probabil o dată în două săptămâni, după ce vom evalua rezultatele care vor fi înregistrate în urma revenirii unor sectoare în activitate normală, vom decide despre cum putem să mergem mai departe cu alte tipuri de activități. Alte 164 de cazuri cu COVID-19 în urma procesării a 696 probe confirmate în Republica Moldova. Dintre acestea, doar 5 sunt de import, restul cu transmitere locală. Anunțul a fost făcut după ședința Centrului Unic de Comandă de către Ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu. Astăzi, pe parcursul zilei, au fost procesate 696 de probe. În rezultat avem 164 de cazuri pozitive. 5 cazuri sunt de import, un caz din Polonia, 4 cazuri sunt din Federația Rusă, 159 cazuri sunt cu statut de transmitere locală și este vorba de municipiul Chișinău și aici vreau să atrag atenție că este vorba despre o localitate, în cazul respectiv urbană, și este vorba despre infectarea populației, nu este vorba despre careva focare existente, de aceea maximă atenție la cele reguli care au fost determinate cu distanța socială și evitarea locurilor publice. Primăria municipiului Chișinău a achiziționat 24 de boxe destinate pentru intubarea pacienților cu COVID-19 care se tratează în spitalele municipale. Costul investiției constituie 11.700 de lei, surse din care au fost procurate foliile de plastic pentru producerea dispozitivelor medicale, care au fost confecționate gratuit de către un producător local. Boxele pentru intubare au fost transmise miercuri instituțiilor medicale municipale care dispun de secții de terapie intensivă și acordă asistență medicală pacienților cu COVID-19 aflați în stare critică. Primarul general Ion Ceban a menționat că protejarea cadrelor medicale din secțiile de reanimare și terapie intensivă este primordială, inclusiv acum, în perioada de epidemie cu COVID-19, când aceștia se află în prima linie și respectiv sunt expuși pericolului de contaminare cu noul tip de infecție. Eu, în primul rând, vreau să mulțumesc tuturor celor implicați, medicilor noștri, asistenților medicale, administrațiilor, instituțiilor medicale, pentru că este un efort enorm, este o dedicație fără precedent în aceste momente și vrem să vă spunem un mare, mare mulțumesc pentru ceea ce faceți în fiecare zi, pentru sănătatea oamenilor, pentru lupta pentru viață. Prin utilizarea boxelor noi, cadrele medicale vor avea posibilitatea să efectueze manopera de intubare a pacienților în stare critică, evitând contactul direct cu aceștia. Partidul Socialiștilor din Republica Moldova a transferat astăzi peste 1 milion de lei pe contul Ministerului Finanțelor, deschis special pentru lupta cu coronavirusul. Așa cum a promis anterior președintele PSRM, Zinaida Grecean, în perioada excepțională, toți banii care reprezintă subvenție de la stat pentru formațiunea noastră vor fi donați pentru domeniul medical, se arată în comunicatul de presă al PSRM. Suma donată de peste 1 milion de lei reprezintă totalul finanțelor din bugetul de stat destinat PSRM pentru luna martie. Formațiunea îndeamnă și alte partide care primesc finanțare de la stat să le urmeze gestul și să transfere banii pentru sprijinul medicilor din Moldova. Anterior, fracțiunea parlamentară a PSRM a donat salariul deputaților pentru o lună pentru combaterea virusului de tip nou. Suma donată de parlamentarii socialiști este de 528.973 lei.
Omenirea se poate confrunta cu amenințarea de înfometare în masă din cauza pandemiei coronavirusului dacă nu își va asigura securitatea alimentară. Opinia a fost exprimată de către directorul executiv al Programului Alimentar Mondial al ONU, David Beasley. Potrivit acestuia, pentru a evita înfometarea proporțiilor biblice, trebuie să acționăm acum. Cum va afecta noul tip de coronavirus securitatea alimentară a țării noastre? Și dacă sectorul agroindustrial din Moldova va putea ieși fără pierderi, a aflat colega noastră Daria Sokolova. În ciuda faptului că Republica Moldova este considerată pe bună dreptate o țară agrară, aceasta cumpără mai multe produse alimentare decât vinde. În situația în care infecția cu noul coronavirus a destabilizat piața alimentară mondială, importul este dificil, iar țările își restrâng propriile exporturi, fermierii moldoveni au oportunitatea reală de a-și extinde prezența pe piața internă. Și Guvernul Republicii Moldova a gândit un mecanism de înlocuire a importurilor. În condițiile situației de astăzi în lume, în regiune și Republica Moldova, sectorul agricol va căpăta o importanță majoră, în primul rând ca domeniu, sector de creare a locurilor de muncă. Noi, sectorul agricol, îl privim ca un domeniu, un sector care poate fi masiv folosit pentru programul de substituire a importurilor. Guvernul a luat deja o serie de măsuri pentru sprijinirea sectorului agricol. Astfel, pachetul anticriză oferă sprijin producătorilor agricoli prin reducerea contribuțiilor de asigurări sociale de la 18 la 12%. Limita de vârstă pentru fermierii începători care pot primi subvenții de stat în avans a fost majorată de la 35 la 40 de ani. Tot aici am propus în cadrul mecanismului de subvenționare a agriculturii să aplicăm un instrument nou de oferire a subvențiilor pentru concetățenii noștri care în condițiile de astăzi revin de peste hotare și intenționează să activeze în sectorul agricol, să investească acolo, să-și găsească locul de muncă aici la noi în țară. În plus, în ciuda carantinei, magazinele agricole și cele care vând piese de schimb pentru mașini și utilaje agricole și-au reluat activitatea. La Chișinău au fost deschise puncte de vânzare unde fermierii își pot vinde produsele direct pe străzi, iar datorită intervenției Băncii Naționale a fost posibilă evitarea panicii valutare în țară și creșterii dolarului și a eurului, cum s-a întâmplat, de exemplu, în Ucraina vecină. Acolo, din cauza fluctuațiilor valutare din martie, prețurile s-au majorat la îngrășăminte și produsele de protecție agricolă. Desigur, vor fi înregistrate și pierderi. Pe lângă coronavirus, în acest sezon, sectorul agricol din Moldova se confruntă cu seceta și înghețul. Datorită mai multor valuri de îngheț, plantarea caisului, piersicului și vișinului, într-o măsură mai mică a vișinului și prunului de soiuri coapte, medii și târzii, au fost deja afectate grav. Însă aspectele pozitive pentru fermieri sunt că pentru 2020, cota de livrare fără taxe vamale către Uniunea Europeană pentru prune din Moldova a fost majorată la 15.000 de tone. Pentru prima dată a fost introdusă o cotă euro preferențială pentru furnizarea de cireșe dulci din Republica Moldova de 1.500 de tone. De la începutul acestui an, Rusia a extins lista categoriilor de mărfuri din Republica Moldova care pot fi exportate fără taxe vamale. Printre aceste produse se numără legumele, fructele și vinul. Experții ONU prevăd că în urma pandemiei coronavirusului COVID-19, umanitatea va trebui să se confrunte cu diverse amenințări. Și asta deoarece miliarde de oameni au fost plasați în carantină sau trimiși în autoizolare. Cine va munci însă, va semăna și va strânge roada? Răspunsuri ne dă colega mea Ilona Vedrașco. Programul industriei alimentare la nivel mondial prevede înfometarea în masă din cauza pandemiei noului coronavirus. Lumea nu s-a confruntat niciodată cu asemenea amenințare. Ceea ce se va întâmpla în continuare nu poate fi comparată decât cu blockbuster-urile de la Hollywood și cu romanele science fiction, unde primul val de dezastru din cauza epidemiei trebuie înlocuit cu cel de-al doilea val sub formă de privațiune și foamete. Până la urmă, dacă toți sunt izolați în regim de carantină, atunci cine să mai semene să muncească și să
strângă recolta. Raionul Florești, satul Băhrinești, deși nu de la înălțimea zborului de pasăre, redă o imagine cu câmpuri arate și tractoarele care muncesc pământurile natale. Lucrările din sfera agricolă nu s-au stopat. A fost semănat grâul, porumbul, iar sfecla de zahăr, de asemenea, este și ea pregătită pentru a fi cultivată. Carantină, carantină, dar de semănat trebuie de făcut ce? Trebuie de făcut ce? Asta nu-i zavodul, e pus la cata și tot. Și sunt socoteli la agricultură. Sămânța e în depozit, gherbicii sunt în depozit. Gospodărește, mă, păcat, tiu-tiu. Motorina s-a ieftinit, 10-20, asta e precrasnă, tare bine. În posesia gospodăriei agricole care cultivează orz, floarea soarelui, porumb și sfeclă de zahăr sunt 1700 de hectare de teren. Producția anuală este de aproximativ 11 tone de porumb, mai mult de 6 tone de orz și aceeași cantitate de cultura principală, grâul. Iată de ce nici anul acesta fermierii nu au de gând să cedeze din cauza coronavirusului. Am semănat tot, tot e pregătit pentru de-a strochi să ne uităm cu burienele. Когда землю называют кормилицей, это не поэтическое высказывание, а абсолютная истина. Особенно это ощущается, когда стоишь на этой самой земле, от которой зависит вся наша жизнь. Но сегодня она нуждается в помощи. Земля практически уже сухая, еле-еле держится уже, понимаете? Вот, вот она, хорошая пшеница, нужен дождь. În acest an, februarie a fost mediu din punct de vedere al precipitațiilor, iar în martie a fost secetă. Vremea nu este doar instabilă, ci și vântoasă. Din această cauză, solul se usucă foarte repede chiar și după ploi. Precipitațiile limitate din sol și evaporarea crescută creează un deficit de umiditate. Пшеницу и ячмень на площади 800 гектар подкормили симуляторами роста, фолиарами. Так, то, что дало возможность потерпеть еще несколько для это, в области развития культуры. Кому люди ждут паштели, мненько, свинцит, а же ждем плаи, зиди-зи. Дака плова, макар их врет 20-30 de milimetri în aprilie, în mai, o strângic ceva. Sunt trei lucruri. Ploaie, sănătate și omenie. Astea trei factori. Dacă le facem, noi să mergem, să creștem în sus. Ne vom întoarce cu siguranță pe aceleași câmpuri și când se va strânge roada, iar până atunci, slavă muncitorilor de la sat. Ilona Vedrașcu, Nicolae Vasiliev, Accent TV. Luând în considerare situația actuală legată de pandemia de coronavirus, guvernul propune o serie de măsuri de susținere a producătorilor agricoli din țara noastră. Despre cât de viabile și eficiente vor fi aceste măsuri și dacă vor prinde viață, am aflat de la Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului Ion Perju. Detalii în continuare. Bună ziua și Hristos a înviat, domnule Perju. Bine ați venit la noi. Bine v-am găsit. Domnule ministru, luând în considerare situația actuală legată de pandemia de coronavirus, o să vă întreb direct. Există pericolul foametei? Nu. Nu trebuie să ne facem grijă că țara nu este asigurată cu produse alimentare. De punct de vedere al securității alimentare, suntem asigurați pe deplin. Și de la aceasta ne vorbesc și cifrele, dar nu doar cifrele, dar ceea ce se vede și în rețele de magazine. Astăzi, practic, avem produse alimentare, dar și dacă să ne referim la ceea ce vom avea în acest an, am luat toate măsurile și au fost luate toate măsurile, de fapt, pentru a nu compromite nici lucrările de primăvară. Lucrările agricole s-au desfășurat într-un ritm normal și se desfășoară și în continuare. Dar, va fi un an destul de dificil pentru că este un an fără prea multe precipitații. Știm că guvernul propune o serie de măsuri de susținere. Știm însă că nu întotdeauna ceea ce este scris cu penița poate prinde și viața. În acest sens, sunteți optimist sau totuși pesimist? Eu întotdeauna am fost optimist. Iar măsurile care au fost propuse și care se iau anume pentru a susține mediul de afaceri, inclusiv și mediul din sectorul agricol. De fapt, agricultura a devenit un business în Republica Moldova. Și acele măsuri, inclusiv și prin
susținerea financiară. Vorbesc aici de subvențiile care trebuie să fie oferite producătorilor agricoli. Trebuie să menționez că fondul de subvenționare restant pentru anul 2019 deja a fost achitat practic pe deplin. Se spune că managerii de la Dumnezeu, orice, nu știu, situație, chiar și problemele cele mai dificile, le pot întoarce în folosul lor sau în, spre folosul personal, da? Care sunt beneficiile pentru producătorii autohtoni atunci când se reduce importul de produse din alte țări? Bine, întotdeauna situațiile de criză sunt pentru unii o oportunitate. Este o oportunitate, într-adevăr, și dacă este ne referim la strategiile de piață sau instrumentele de piață pe care le folosesc unii producători agricoli astăzi, sunt realizările online sau realizările direct la consumator. Suntem o țară agrară și am menționat o singură dată că da, avem unele produse pe care putem să le producem, dar încă le importăm. Mă refer iarăși la produsele de carne, produsele lactate, pentru care avem condiții foarte bune și care le putem produce aici. Să ne ajute Dumnezeu și vă doresc, cum să zic, ploi fără secetă. Ia Doamne! Deputații din Parlamentul Republicii Moldova, membri ai Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget și Finanțe, au analizat și au aprobat proiectul de ratificare a acordului privind acordarea de către Rusia unui împrumut de 200 de milioane de euro Moldovei, cu o rată de rambursare de 2% pe an, cu o scadență în acest sens de 10 ani. Proiectul acordului a fost prezentat de viceprim-ministru Serghei Pușcuța, ministru al Finanțelor. Deputații din opoziția parlamentară și-au exprimat indignarea și au încercat să-i convingă pe cei prezenți în ideea de a renunța la acest împrumut sau de a-i revizui condițiile. În condițiile de austeritate bugetară și de necesitate de identificare surselor de finanțare deficitului bugetar, guvernul vine cu propunerea în Parlament pentru ratificarea acestui împrumut. Un exemplu de abordare constructivă a fost demonstrat de deputatul independent Alexandru Oleinic. Acesta a prezentat propunerile de îmbunătățire a proiectului de ratificare a contractului de împrumut. Oleinic a declarat în mod deschis că acest împrumut este unul necesar pe care el îl va vota cu siguranță. Măcar că eu vreau să spun din start că 2% e un credit excelent în cazul că nouă ne ajunge capacități să-l gestionăm eficient. În același timp, opoziția a încercat în mod deliberat să inducă în eroare populație și să arate că Moldova nu va avea nevoie de acest împrumut. În acest sens, deputatul Vladimir Cebotare a încercat să reformuleze pur și simplu detaliile acordului, dar în cele din urmă s-a văzut nevoit să admită înfrângerea, spunând că în persoana sa putem recunoaște un maestru în interpretarea normelor legilor. Haideți să fim cinstiți și corecți pentru creditele acordate cu acordul Republicii Moldova. De ce parafrazați acum și schimbați sintagma după alte cuvinte? Spuneți-mi practic este. De ce s-au scos în afară speța creditele oferite de băncile rusești? Cu acordul părții Moldovei de către băncile rusești. Păi normal, nu pentru e. Creditele acordate cu acordul părții Moldovei de către băncile rusești. Domn președinte, eu cunosc un pic în interpretarea normelor. Opoziția a respins geopolitica în toate modurile posibile, afirmând că baza creanțelor lor nu este deloc o componentă geopolitică, iar problema pentru aceasta nu constă în faptul că împrumutul este acordat Moldovei de către Rusia. Dacă Rusia nu este un partener previzibil în relații cu Republica Moldova. Desigur că Uniunea Europeană și FMI oferă alte condiții. Este de menționat că împrumutul pe care Fondul Monetar Internațional îl acordă țării noastre în condiții destul de similare cu creditul rusesc nu a cauzat nicio reclamație din partea opoziției. La ședința comisiei, acesta a fost aprobat în două lecturi simultan. Pentru comparație, termenii împrumutului rus, 200 de milioane de euro la 2% pe an, scadență de 10 ani. Fondurile vor ajunge în Moldova în două tranșe egale. În același timp, Moldova nu își asumă alte obligații, cu excepția celor financiare. Condițiile acordului rus permit să nu se utilizeze întreaga sumă a creditului, iar în funcție de evoluția situației, contractul permite Moldovei să achite datoria înainte de termen în cazul în care se vor găsi resurse mai ieftine. Condiții ale împrumutului de 235 de milioane de dolari de la FMI. Din cele 235 de milioane de dolari pe care Moldova le va primi în cadrul procedurii accelerate, 156 de milioane se duc la 1,% pe an plus 0,5% comision, imediat după semnare. Perioada de întoarcere este de 4,5 ani, dar primii trei ani, Republica Moldova nu poate plăti nimic FMI-ului, cu excepția comisionului la semnare, iar apoi împrumutul trebuie rambursat integral, cu toate dobânzile, timp de un an și 9 luni.
Toate tipurile de benzină și motorină s-au ieftinit cu un leu. Gazul lichefiat s-a ieftinit cu 10 bani. Noile prețuri au fost afișate astăzi, 22 aprilie, la mai multe stații PECO. Un litru de motorină costă 13 lei și 12 bani, comparativ cu 14 lei și 12 bani. Prețul pentru un litru de benzină cu cifra octanică 95 este de 15 lei și 47 de bani, comparativ cu 16 lei și 47 de bani acum o zi. Gazul lichefiat costă 9 lei și 67 de bani, în comparație cu 9 lei și 77 de bani. Din 20 martie 2019, petroliștii stabilesc de sine stătător prețurile de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere fără să depășească rata de rentabilitate anuală de 10%. Ca urmare a unor majorări a prețurilor la carburanți, în luna ianuarie, autoritățile au anunțat că se va reveni la stabilirea de către ANRE a prețurilor plafon. După acest anunț au urmat câteva ieftiniri. Ultima a avut loc la începutul lunii aprilie, când motorina s-a ieftinit în medie cu 55 de bani, benzina cu 25 de bani, iar gazul lichefiat s-a ieftinit cu 10 bani. După recentele incendii din Ucraina, în zona centralei nucleare de la Cernobâl, în presă au apărut informații despre potențialul risc radiologic pentru populația Moldovei. Cu toate acestea, zvonurile nu au fost confirmate. Serviciul Hidrometeorologic de Stat și Agenția Națională de Sănătate Publică din țara noastră au efectuat mai multe acțiuni în stabilirea indicilor radiologici. Mai multe detalii în următorul nostru reportaj. Peste 35 de hectare de pământ pârjolit la doar 100 de kilometri de Kiev. În video puteți vedea consecințele incendiilor în zona de excludere a centralei nucleare de la Cernobâl. Incendiul a început pe 4 aprilie. Pompierii au reușit să facă față flăcărilor, dar din cauza rafalelor de vânt, incendiile s-au intensificat. Incendiul nu a ajuns însă în sarcofagul de protecție de peste unitatea de energie nucleară distrusă, dar experții aveau totuși îngrijorarea că se va extinde. Din această cauză, autoritățile ucrainene au intensificat monitorizarea radioactivității în această zonă. În urmă cu câteva zile, fumul de la incendiu a ajuns și în capitala Ucrainei. Cu toate acestea, se raportează că fonul de radiații din regiunea Kiev și chiar orașul Kiev nu depășește norma. Conform datelor stației hidrometeorologice, în prezent nu există risc de radiații pentru sănătatea publică în Moldova. Avem o normă de 0,25 acum, pe culoarele noastre 17,18 microrontgen pe oră. Norul radioactiv nu a afectat fonul radiologic din Moldova, deoarece pur și simplu nu a ajuns până la noi. Potrivit meteorologilor, fonul de radiații rămâne în condițiile normei, deoarece masele de aer provin din nord-vest. Pentru ca acest nor să se poată deplasa pe teritoriul țării noastre, este necesar ca masa de aer să vină de pe teritoriul Cernobâlului pe teritoriul Moldovei. Acum însă masele de aer nu provin din partea Cernobâlului, masele provin mai ales din nord-vest. Prin urmare, norul nu ne-a afectat. Nu ar trebui să ne facem griji, deoarece în viitorul apropiat, direcția vântului nu se va schimba. El suflă de la est. Agenția Națională de Sănătate Publică a Republicii Moldova efectuează zilnic măsurători dozimetrice ale fonului gamma extern. Starea fonului radioactiv pe teritoriul țării noastre în perioada 4-20 aprilie 2020 a rămas stabilă. Ilona Vedrașco pentru Accent TV. Atât până la această oră. Mai multe informații puteți găsi pe site-ul nostru accentv.md sau accesând pagina noastră de Facebook, Adna Klasnicki, Telegram sau Twitter. Sunt Irina Stave și vă urez o seară frumoasă în continuare. La revedere!